Frați și surori, haideți să ascultăm un cuvânt din partea Domnului. Cu ajutorul Domnului vrem să vorbim ceva în dimineața aceasta despre lumină. Noi știm că și Domnul Iisus Hristos, găsim despre El scris că și s-a recomandat El însuși în câteva locuri în Scriptură și spune că eu sunt pâinea vieții, eu sunt apa vieții, eu sunt calea, adevărul, viața, eu sunt lumina lumii și vrem în dimineața aceasta să vorbim ceva despre lumină. Domnul Iisus Hristos să ne binecuvânteze. Citesc cu ajutorul Domnului, mai mult o să citesc din Sfânta Scriptură, citesc cu ajutorul Domnului din cartea profetului Isaia, de la capitolul 9, citesc versetul 1 și 2. Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Slăvit să fie Domnul! Haideți să mergem în Noul Testament. Citim din cartea Evanghelistului Matei. Citesc de la capitolul 4, începând cu versetul 12. Când a auzit Iisus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea, a părăsit Nazaretul și a venit de a locuit în Capernaum lângă mare, în ținutul lui Zabulon și Neftali, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia care zice: țara lui Zabulon și țara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, norodul acesta care zășea în întuneric a văzut o mare lumină și peste cei ce zășeau în ținutul și în umbra morții a răsărit lumina. De atunci încolo Iisus a început să propovăduiască și să zică: pocăiți-vă că și împărăția cerurilor este aproape. Frați și surori, a fost un timp și un moment în viața poporului Israel când a fost întuneric. Întunericul reprezintă deci starea de păcat. O reprezintă un timp când nu se spunea nimica despre Dumnezeu, despre lucrările lui Dumnezeu. Poporul, așa cum spune și în Cartea Judecătorilor, fiecare făcea ce vroia. Și a fost o vreme când a fost întuneric peste ținuturile acestea a lui Zabulon și a lui Neftali. Dar, așa cum am citit aici din Matei, Domnul Iisus Hristos, fiindcă El a spus că El este lumina lumii și aici spune că și El locuia de fapt în Nazaret, dar a fost un timp când a părăsit Nazaretul și a venit în Galileea. Și apoi spune aici că ținuturile acestea ale lui Zabulon și Neftali, țara de dincolo așa de Iordan, Galileea neamurilor, norodul acesta vede o mare lumină. Este vorba despre Domnul Iisus Hristos care a venit și El a adus lumină. A împrăștiat întunericul, necredința, starea de păcat și a venit ca să arate oamenilor lumina, să le arate oamenilor viața frumoasă trăită cu Dumnezeu. Și așa cum spunea aici versetul 17, de atunci încolo Iisus a început să propovăduiască și să zică: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie că și împărăția cerurilor este aproape. Deci fiecare dintre noi, cei care trăiesc în întuneric, reprezintă stare de păcat. Omenirea care trăiește în întuneric, care trăiește în stare de păcat, este îndemnată de către Domnul Iisus Hristos să vină la lumină
Și el s-a recomandat ca fiind lumina aceasta și citim în Evanghelia după Ioan, citesc la capitolul 1, începând cu versetul 1. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Slăvit să fie Domnul, frați, surori! Știm despre Ioan Botezătorul că și el a venit ca să mărturisească despre Domnul Iisus Hristos. Și atunci când poporul vinea la el în pustie și erau botezați, el le spunea poporului, celor care veneau să primească botezul, le spunea că și unii din ei se întrebau și spunea dacă el este cumva Mântuitorul, dacă este Iisus Hristos, și el spunea că și el a venit ca să mărturisească despre Domnul Iisus Hristos, despre această lumină, despre lucrările Domnului Iisus Hristos. Și găsim scris în cuvântul Domnului că și el este ca înainte mergător a Domnului Iisus Hristos. Și aici se spune despre Domnul Iisus că și lumina aceasta, când se vorbește despre lumina aici, vorbește despre Domnul Iisus Hristos. Se spune că lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Domnul Iisus Hristos a trăit o viață curată, o viață fără păcat și păcatul nu a avut nicio putere asupra lui. El a fost singurul care a fost fără păcat și deși întunericul nu a putut să-l biruiască. Și el a venit ca martor în lumea aceasta ca să mărturisească despre lumină, ca oamenii să se întoarcă din starea de păcat și să vină la lumina Evangheliei, să vină la cunoștință, să vină să-L primească pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor, ca salvator, ca lumină. Și însuși Domnul Iisus Hristos în capitolul, vedem aici, în capitolul 6 din Evanghelia după Matei, nu, în capitolul 5 din Evanghelia după Matei, aici începem cu versetul 13, spune așa: voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa se lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor și ne spune acum și nouă, că noi deci trebuie să îl urmăm pe Domnul Iisus. Viața noastră să fie cum a fost viața Domnului Iisus Hristos. Și dacă El a spus că El este lumina lumii și El este lumina care a venit să lumineze în întunericul acestei lumi, aici de acum ne spune nouă și ne revine nouă sarcina aceasta de acum: noi să trăim în lumină. Voi sunteți lumina lumii. Și noi să fim exemplu în lumea aceasta, să trăim o viață după voia lui Dumnezeu, o viață curată, să nu mai trăim în păcat, să nu mai trăim în întuneric. Pentru că în întuneric se poate face
se pot face toate lucrurile, orice, orice păcat, orice vădire se face în întuneric, dar când vine lumina la lumină, nu mai poți face și ce și faci la întuneric, pentru că lumina dă totul la iveală. Și aici Domnul Iisus Hristos ne recomandă nou ca noi în lumea aceasta să fim lumină. Și lumina aceasta spune Domnul Iisus Hristos că și oamenii dacă aprind o lumină și noi știm aceasta, nu o pune în casă ca să o pui sub obroc sau să o pui sub pat ca să nu o vadă nimeni. O pune în sfeșnic ca să lumineze tuturor celor care sunt în casă. Și apoi spune, tot așa să lumineze și lumina noastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă în noi că suntem copii al lui Dumnezeu, că suntem urmași ai Domnului Iisus Hristos. Domnul să ne ajute pe toți să fim. Apoi vreau să mai citesc ceva despre Domnul Iisus Hristos. Tot în cartea profetului Isaia, la capitolul 42, citesc de data aceasta, spune așa, iată robul meu pe care îl sprijinesc, alesul meu în care își găsește plăcere sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el. El va vesti neamurilor judecata, el nu va striga, nu-și va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe ulițe. Trestea frântă nu o va zdrobi și mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr. El nu va slăbi, nici nu se va lăsa, până va așeza dreptatea pe pământ și ostroabele vor nădăjdui în legea lui. Slăvit să fie Domnul! Frați și surori, aici vorbește profetul Isaia despre robul Domnului care îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. Și aici spune, Dumnezeu vorbește prin omul, Dumnezeu prin Isaia și spune, iată robul meu, adică vorbește despre Domnul Iisus Hristos, pe care îl sprijinesc, alesul meu, în care își găsește plăcere sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el, el va vesti neamurilor judecata. Slăvit să fie Domnul! Noi știm că Domnul este, așa spune cuvântul Domnului, este un judecător drept. Va vesti oamenilor judecata. Va fi o vreme când se va găti cu bunătatea lui Dumnezeu, cu mila lui Dumnezeu, cu îndurarea lui și va veni o vreme a judecății și Domnul Iisus Hristos a venit să vestească și această judecată să spună oamenilor că este o judecată la sfârșit și Domnul să ne binecuvinteze pe toți la judecată, când va fi judecata de la tronul cel mare al lui Dumnezeu, fiecare din noi să ne primim răsplătirile și Domnul Iisus Hristos să ne binecuvinteze. Și apoi spune că despre Domnul Iisus, el nu va striga, nu-și va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe ulițe. Deci, în Evanghelia după Matei, la capitolul 11, acolo cu versetul 27, 28, 29, acolo se spune și despre Domnul Iisus Hristos. El spune că eu sunt blând și smerit cu inima. Deci, Domnul Iisus Hristos a fost un om blând, o fire blândă și ne învață și pe noi să fim și noi ca El. Deci spune că El nu va striga, nu-și va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe ulițe. Nu a fost un om răzbunător, un om care să fie iute, un om care să strige. El a fost acela care le-a dovedit oamenilor și le-a arătat oamenilor că este smerit. Și noi să învățăm de la el smerenia și asta să ne ajute Bunul Dumnezeu și pe noi să fim smeriți. Și apoi spune că trestea frântă nu va zdrobi și mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Slăvit să fie Domnul! El este cel care se îndură de fiecare în parte. Și dacă suntem mai slăbuți, și dacă lumina noastră luminează mai puțin, El este cel care se îndură de noi și ne dă ajutor. Trestea frântă, o trestie care e frântă, suntem aici asemănați cu o trestie frântă și spune că nu o va zdrobi, adică nu o va rupe de tot. El este cel care ne sprijinește și ne ajută. Dacă vede că noi avem dragoste și bunăvință și vrem să facem ceva pentru împărăția lui Dumnezeu și vrem să-L urmăm pe El, El ne dă ajutor, ne ajută. Și mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Domnul Iisus Hristos să ne binecuvinteze, ca lumina care este în noi să lumineze și Domnul Iisus Hristos să fie lăudat. Citesc
Din Evanghelia după Luca. Știți la capitolul 4, un text bine cunoscut de noi, care se citește în biserici și noi îl știm, îl cunoaștem, de la versetul 16 spune așa despre Domnul Iisus Hristos. A venit în Nazaret, unde fusese crescut și după obiceiul său în ziua sabatului a intrat în sinagogă, s-a sculat să citească. Și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc sărașilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă a închis cartea, a dat înapoi îngrijitorului și a șezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Și toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui și ziceau: oare nu este acesta feciorul lui Iosef? Frați și surori, vrem să mergem aici la versetul 18, unde spune așa: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc sărașilor Evanghelia. Domnul Iisus Hristos, știm noi că o propovăduit Evanghelia. În capitolul 5 din Evanghelia după Matei, acolo găsim despre capitolul 5, 6, 7, acolo despre propovăduirea Domnului Iisus Hristos când a vestit cuvântul noroadelor și acolo le-a vestit Evanghelia, le-a vestit despre lucrarea care a fost asupra lui trimisă de Dumnezeu, lucrarea care trebuia să o facă pe pământ. Și aici spune că el le-a vestit Evanghelia la omenire, la oameni, sărașilor le-a vestit Evanghelia. Și Domnul Iisus Hristos să ne binecuvinteze și pe noi, la rândul nostru, să facem și noi la fel ca El, să vestim și noi Evanghelia oamenilor. Când vorbește și sărașilor, deci nu trebuie să înțelegem că numai la oamenii cei care sunt necăjiți și nu au ajutor și poate sunt lipsiți, care sunt sărași de cuvântul lui Dumnezeu, care nu au pe Dumnezeu, să le vestim și noi Evanghelia, să le spunem despre Domnul Iisus Hristos și mai ales în zilele acestea despre nașterea Domnului Iisus Hristos se vorbește. Și așa cum spunea și sora Rodica, oamenii în vremea aceasta vorbesc mai mult despre Crăciun, despre care Biblia nu spune nimic, nu ne dă niciun detaliu, nu spune niciun cuvânt, dar omenirea a uitat să vestească pe Domnul Iisus Hristos, despre nașterea Lui să vorbească. Vorbesc despre un om și ceea ce vorbesc sunt mare majoritate și aproape totul este minciună, numai ca să înșele pe oameni, numai ca să îi facă pe oameni să creadă într-un om care poate nu a avut nimic în legătură cu Domnul Iisus Hristos. De aceea, pe noi să ne ajute Bunul Dumnezeu să Îl vestim pe El, pe Domnul Iisus Hristos și dorim ca Domnul Iisus Hristos să se nască în orice inimă care aude cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi spune: m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită. Așa cum am spus, cum a citit din cartea profetului Isaia, de acolo, Domnul Iisus Hristos este cel care nu stinge un fitil care fumigă și nu frânge o trestie clătinată. Domnul să ne binecuvinteze și pe noi toți, să fim aceia care să fim în stare să spunem un cuvânt de mângâiere, un cuvânt de îmbărbătare celui care este cu inima zdrobită și să le spunem despre Domnul Iisus Hristos. Să propovăduiesc robilor de război slobozirea. Frați și surori, omenirea care zace în păcat, în fără de lege, care trăiește fără Dumnezeu, este aici arătată ca fiind niște robi de război, care robul, știm că nu face și vrea, robul face și îi spune stăpânul.
și știm că și stăpânul întunericului, satana, diavolul, cum este numit, el face pe oameni să trăiască în păcat, în fără de lege, în necredință, să trăiască în închipuirea unor lucruri care poate oamenii n-ar avea nicio legătură cu dânsele, lucruri care nu duc la zidire, lucruri care duc la păcat, la moarte. Domnul să ne binecuvinteze și pe noi, să putem să vorbim oamenilor despre ieșirea lor din starea aceasta de păcat. Și spune mai departe, și orbilor căpătarea vederii. Deci orb nu sunt considerați numai cei care nu au vedere. Sunt oameni orbi care satana le-a orbit ochii ca să nu vadă lucrările minunate ale lui Dumnezeu, să nu creadă cuvântul lui Dumnezeu, să nu-L primească pe Domnul Iisus Hristos în viața lor, în inima lor, să-L urmeze pe El și să dea drumul celor apăsați și să vestească anul de îndurare al Domnului. Îi mulțumim Domnului pentru că și la noi se apropie anul pe sfârșit, anul 2023. Mulțumim Domnului că și pentru noi a fost un an de îndurare și Domnul ne-a binecuvântat pe fiecare și am putut încă să îl mai mărturisim pe el, să îl mai lăudăm pe Domnul. Este un har și este o mare binecuvântare și îi mulțumim pentru aceasta. Mai citesc câteva versete din 1 Ioan. Citesc de la capitolul 1 și citesc și un verset de la capitolul 2. Versetul 5. Vestea pe care am auzit-o de la el și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în el nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină după cum el însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Slăvit să fie Domnul! Să ne ajute Bunul Dumnezeu și pe noi să trăim în lumină și să umblăm în lumină, pentru că Domnul Iisus Hristos spune că El este în lumină și așa cum am mai menționat, deci atunci când ești la lumină, nu faci ce nu este bun. Deci nu poți face ce și vrei tu să faci, pentru că lumina te arată și îți arată cine ești. De aceea se numește Bunul Dumnezeu să fim într-adevăr lumină, adică să ieșim din stare de păcat, să ieșim din lucrurile care nu sunt bune, și vorbirea noastră, și umblarea noastră, și faptele noastre, și trăirea noastră să fie în lumină, să fie văzută, nu să fie ca o laudă, să ne laude oamenii că cine suntem noi, dar să vadă oamenii că noi suntem despărțiți de păcat, suntem despărțiți de întuneric și trăim în lumină și să fim ca un indicator care când mergi pe un drum public și ai nevoie să găsești, eu știu, o localitate, ceva, un oraș, ceva, și este câte un indicator care îți arată și spune că și la o distanță de anume câțiva kilometri este orașul acela care tu îl cauți, așa să fim și noi ca un indicator care să le arătăm oamenilor calea care duce la viață, calea care duce la mântuire, să-L găsească și ei pe Domnul Iisus Hristos și Domnul să ne binecuvinteze. Citesc versetul 8, spune așa, totuși vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la el cât și cu privire la voi, căci întunericul se împrăște și lumina adevărată și răsare chiar. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său este încă în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de potignire. Frați și surori, deci ne mai învață aici cuvântul Domnului prin Apostolul Ioan aici și ne spune să iubim și pe fratele nostru, pe semenul nostru, pe cel de lângă noi, să îl iubim, să nu-l urâm. Dacă cineva dintre frați, dintre surori, încă mai are în el răutatea și asta de a urî pe fratele său, pe, știu, prietenul său, pe cel de lângă el,
pe semenul lui, dacă încă îl mai urește, spune că nu trăiește în lumină. Și de aceea Domnul să ne binecuvânteze pe toți, să putem să fim o lumină și noi. Așa cum Domnul Iisus Hristos a fost o lumină pentru ținutul lui Zabulon și Neftali și poporul acesta l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos, a văzut lumina aceasta, să ne ajute Bunul Dumnezeu și pe noi. Fiecare unde suntem, în localitatea, în țara unde suntem, unde ne-a așezat Dumnezeu, să fim o lumină, să luminăm și oamenii să vină la lumină și să scape de întuneric, să scape de păcat și să trăiască ca niște oameni binecuvântați de Dumnezeu, niște oameni care să îl urmeze pe Domnul Iisus Hristos, să-l primească pe Domnul Iisus Hristos în inimă, să se nască Domnul Iisus în fiecare inimă în care este căutat. Și așa cum a dorit Zacheu altădată, să-l vadă pe Domnul Iisus Hristos. Și era mic de statură, nu putea, mulțimea era multă, când trecea el prin Domnul Iisus, prin Ierihon, pe acolo, și s-a suit într-un copac și să fie mai înaltul ea ca să-l vadă pe Domnul Iisus, să se nască dorința aceasta în inima noastră, a tuturor, a celor care încă nu l-au văzut pe Domnul Iisus, care nu l-au primit pe Domnul Iisus Hristos, să se nască dorința aceasta, să-l caute pe Domnul Iisus Hristos și să primească în el lumina, să-l primească pe Domnul Iisus Hristos, pentru ca să aibă și să avem cu toții parte de împărăția lui Dumnezeu și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Amin.